economice și sociale. Am stat de vorbă cu nenumărați întreprinzători. Foarte mulți dintre ei mi-au spus, avem probleme cu legislația, într-adevăr, avem probleme de taxare, avem probleme de finanțare, de creditare, dar avem probleme și legate de forța de muncă. Am stat de vorbă cu întreprinzători care mi-au spus, aș putea să-mi extind activitatea, aș putea să mai creez o secție în fabrica mea, să mai creez un atelier, dacă aș avea forță de muncă profesionalizată, forță de muncă ce a parcurs un ciclu de școală profesională. Și nu există astfel de meseriași. Deci este o frână și pentru economie, nu numai pentru cetățenii care ar putea să dobândească o meșteșug, o profesie în aceste școli profesionale. De aceea noi în programul de guvernare am cuprins acest obiectiv și anume să redezvoltăm învățământul profesional și să-l legăm de nevoile pieței, de nevoile activității economice. Concret, dacă în comunitate e nevoie de instalatori, de mecanici, de, eu știu, tot felul de meseriași pentru activități utile comunității, e bine, învățământul trebuie să dezvolte astfel de formate de pregătire profesională care să le dea posibilitatea ulterior să-și practice această meserie și să găsească și comenzi în economia reală.